Mamografia este o metodă de examinare a sânilor cu ajutorul razelor X, capabilă să detecteze tumorile mamare atunci când sunt infraclinice, când nu pot să fie palpate nici de medic, nici de către pacientă. Deși mamografia este o metodă care utilizează radiații X, nu trebuie să vă temeți de pericolul de iradiere, pentru că acesta este mic la mamografie. Mamografia este cea mai eficientă metodă de depistare a cancerului mamar în stadiu nepalpabil, infraclinic, la femeile de peste 40 de ani. Care este avantajul major al mamografiei? Depistarea și diagnosticarea microcalcificărilor a acelor depuneri de calciu de sub 1 mm, care uneori pot să fie singurul semn de cancer mamar. Un alt avantaj al mamografiei este acela că permite compararea cu filme anterioare și astfel se pot observa modificări minore. Mamografia este mai puțin sensibilă în cazul sânilor denși. În acest caz, ea este urmată de ecografia mamară. Cele două metode imagistice se ajută una pe alta, sunt complementare și nu se exclud. Mamografia are un mic dezavantaj. Provoacă un ușor disconfort datorită faptului că în timpul procedurii sânii sunt ușor presați timp de 2-3 secunde. Pentru a micșora acest efect, trebuie ca mamografia să fie efectuată după menstruație, când sânii nu sunt congestionați. Depistarea precoce a cancerului mamar, când tumora are mai puțin de 1 cm, permite vindecarea pacientelor în peste 90% din cazuri. Mamografia poate să salveze viața. Acordă-ți o șansă, controlează-te și fii sigură că ești bine.